Alianța Sindicatelor din Învățământ Suceava organizează pentru al cincilea an consecutiv competiția sportivă Spartachiada Profesorilor. Evenimentul este dedicat angajaților din învățământul preuniversitar. Organizatorii preconizează că numărul participanților din acest an va fi mai mare comparativ cu edițiile precedente, așteptările lor cifrându-se la aproape 700 de competitori. Președintele Alianței Sindicatelor din Învățământ Suceava, Gianni Leonte, a declarat că Spartachiada din acest an va avea un caracter internațional. Anul acesta, Spartachiada Profesorilor are caracter internațional pentru că avem confirmarea colegilor noștri din Bulgaria, deci practic vom avea o participare și din partea colegilor din învățământul din Bulgaria. Și anul acesta vom avea participare din alte județe din țară. Avem confirmarea certă a colegilor din Neamț, din Bacău, din Cluj, din Mehedinți, din Constanța. Sigur că mai așteptăm, înscrierea așteptăm pe mail-ul nostru lista participanților și din alte județe și cu siguranță că vor fi mai multe decât cele enumerate. Știți, toată lumea să știe că acest proiect este dezvoltat și gândit 100% de către Alianța Sindicatelor din Învățământ Suceava. De aceea cred că acest proiect trebuie să se adreseze în mod direct membrilor de sindicat ai noștri, celor care plătesc cotizația lunar. În ședința de birou pe care am avut-o luni, am analizat acest aspect pentru că au fost câteva discuții prin presa locală vis-a-vis de participarea altor colegi de la alte sindicate. Am hotărât să primim anul acesta și anul acesta participarea colegilor de la alte sindicate și a colegilor nesindicalizați, pentru că sunt în județ și colegi care nu fac parte de niciun sindicat, aproximativ 800 de persoane, dar contra unei sume care implică cheltuielile fiecărui participant. La rândul său, vicepreședintele Alianței, Dumitru Irimia, a prezentat calendarul activităților sportive care se vor derula în zilele de 7, 8 și 9 septembrie. Proiectul Spartachiada Profesorilor se va derula pe durata a 3 zile, deși pregătirile durează aproape un an de zile. Sigur. Este vorba de data de 7, 8 și 9 septembrie. În prima zi, conform tradiției, prima probă va fi cea de pescuit sportiv, unde sunt așteptați în jur de 100 de participanți. Se va desfășura în localitatea Bosanci, la iazul de pescuit. Noi, cu foarte multă răbdare, suntem la 5-a ediție, așteptăm și sperăm că după 5 ani a mai crescut peștele în iazul de la Bosan și să poată colegii noștri să aibă niște capturi mai frumoase în acest an, la această ediție. După proba de pescuit, ajungem în cea de-a doua zi, care este cea mai importantă pentru noi din acest punct de vedere al organizării, vorba de deschiderea festivă pe platoul din fața Universității Suceava. La ora 9 așteptăm toți colegii ca să putem începe la 9:30 momentul de deschidere festivă a proiectului Spartachiada Profesorilor. După deschiderea festivă vom merge în parcarea de la Primăria Suceava, unde ne vom organiza pentru proba de cross. Ca și anul trecut, așteptăm peste 200 și ceva, 300 de participanți la această probă și invităm toți colegii de la toate disciplinele, așa cum a fost și anul trecut, în echipament sportiv, să vină, să se bucure de această zi, de această probă, care este o probă la îndemâna tuturor, indiferent de specialitatea care o au, și să participe și să testeze starea de sănătate și momentul să se bucure de acest moment de fericire care este mișcarea și sportul la îndemâna lor în acea zi. După proba de cross, la ora 14 vor începe întrecere la mai multe ramuri sportive. Este vorba de volei, basket, fotbal, tenis de câmp, tenis de masă. Probe care unele dintre ele vor continua și fotbalul, cel mai important, vor continua și a doua zi, iar în ultima zi, pe data de 9, vor fi întreceri la ciclism, șah, darts, badminton, natație și handbal mixt.
Pentru buna desfășurare a ediției cu numărul 5 a Spartachiadei Profesorilor, Alianța Sindicatelor din Învățământ Suceava a alocat o sumă de 50.000 lei. Ulterior, banii vor fi recuperați de la principalii finanțatori, Primăria Municipiului Suceava și Consiliul Local și Consiliul Județean Suceava. Primăria Municipiului Fălticeni, Universitatea Ștefan cel Mare, Direcția pentru Sport, Poliția Municipiului Suceava și Tipografia Celestin se numără între partenerii apropiați ai Spartachiadei Profesorilor.